Comuna Cristeș va fi condusă după alegerile locale de o femeie, Iulia Buciumanu, candidatul Partidului Democrat Liberal. Alături de echipa de consilieri democrat liberal, profesoara Iulia Buciumanu se angajează să transforme Comuna Cristeș într-o localitate cu adevărat europeană. În acest sens, viitorul primar al comunei are tot sprijinul viitorului președinte al Consiliului Județean Iași, senatorul Dan Cârlan. Să nu uitați niciodată, dacă vreți să fim puternici, să dăm această linie de forță portocalie de la Bucșeu din Europa până la Cristești în partea Balcanilor și nu veți greșe. Senatorul Dan Cârlan a explicat și de ce PDL este singura variantă câștigătoare pentru alegătorii din județul Iași.